Bun găsit, dragi prieteni, la o nouă ediție a emisiunii de la Manager la Manager. Suntem onorați să-l avem astăzi în studio pe domnul Marius Ghena, antreprenor în serie și business angel. Bine ați venit! Bună ziua, mulțumesc pentru invitație! Nu are nevoie de nicio prezentare, domnul Ghena. O simplă căutare pe internet, asta în situația în care nu sunteți familiarizați cu mediul de afaceri din România, o să vă întoarcă câteva sute de mii de rezultate. Este un om care a reușit în România în ultimii ani, este un om care are foarte, foarte multă experiență și este un om pe care mă bucur foarte mult să vi-l aduc astăzi în fața noastră, pentru că, în special pentru colegii noștri de la Departamentul Idei de Afaceri, acest interviu va reprezenta cu siguranță un bun motiv de a-i face pe oameni să investească, să-și ia mai puțin viața în propriile mâini și să se apuce de treabă. O să intru foarte, foarte abrupt și am câteva întrebări care, spun eu, sunt extrem de interesante. O parte din ele au venit pe adresa noastră de e-mail, întrebându-i pe vizitatorii noștri ce și-ar dori să afle. Și primele două întrebări au venit de la ei și una din ele este: am 25 de ani, nu am bani, ce afacere ar trebui să mă apuc să fac? Primesc frecvent, nu exact aceeași întrebare, dar acest gen de întrebare, și trebuie să spun de la început că e o întrebare care nu are răspuns, pentru că o descriere de genul am 25 de ani și nu am bani, ce afacere să fac, nu este deloc suficientă. Fiecare persoană, fiecare om e descris de mult mai multe lucruri decât vârstă și statutul financiar, să zicem, am sau nu am bani, sau câți bani am, pentru că sunt și alte întrebări de genul am 25 de ani și am 10.000 de euro, ce afacere pot să încep? Nici o asemenea întrebare nu este o întrebare la care să poți răspunde ușor, pentru că evident, dacă te gândești la 0 lei sau la 10.000 de euro sau la 20.000 de euro, deja poți să stabilești un anumit tip de afacere în funcție de necesitățile presupuse de capital investit la start pentru o asemenea afacere. Sunt afaceri care se pot începe cu un capital foarte mic, spre zero, să spunem, iar aceste afaceri sunt în general afaceri de servicii. Ele pot să fie începute, și revenind la cazul tânărului de 25 de ani, ele pot să fie începute fără niciun fel de investiție de capital inițială, cu condiția ca persoana care începe afacerea să aibă suficientă experiență în domeniul respectiv, astfel încât valoarea pe care o oferă să fie propria sa experiență. Că o fi vorba de reparații de pantofi, că o fi vorba de servicii profesionale de consultanță juridică sau eu știu ce alte servicii, ele vor depinde în mod esențial de experiența antreprenorului. Mergând mai departe, persoana respectivă are 25 de ani și nu are deloc bani. Asta nu înseamnă neapărat că trebuie să pornească o afacere de unul singur cu un capital de start zero. Ar putea să se uite în jurul său, evident că fiecare dintre noi avem o zonă de contact, peers, cum spun englezii, fie că e vorba de colegi sau foști colegi de școală, de liceu, de facultate, fie că e vorba de persoane din zona de familie, să spunem, rude prin alianță și așa mai departe. Recomandați prieteni, asocierea într-un business? Evident. Deci este Între puțini oameni din România, oameni de afaceri, care recomandă asocierea. Am discutat în ultimii 15 ani cu foarte mulți oameni și 90% din ei mi-au zis: niciodată nu să mă mai asociez cu cineva în această țară. Într-adevăr, e o chestiune culturală, dar dacă ne uităm și la succesele de business din România și ne uităm și la succesele de business de pe plan mondial, mai ales, deci vorbim de business-uri globale, dacă orice aș spune, Google, Apple, Facebook, Microsoft... Sunt cel puțin doi, dacă nu trei. În general, vorbim de o echipă de doi sau de trei. În anumite cazuri chiar mai mulți. Eu cred că numărul magic este 3. De ce? Pentru că el asigură un anumit tip de echilibru. Ai avut 2 contra 1. Exact. Asigură cvorum, majoritate. În general, 3 înseamnă de fapt și posibilitatea de a cumva de a asigura
toate chestiunile esențiale pentru o afacere la început de drum, cu condiția ca cei trei să fie cât mai complementari unul cu celălalt în ceea ce privește abilitățile, competențele lor, pentru că, în general, într-o afacere ai nevoie de sales, deci ai nevoie de partea de vânzări, ai nevoie de delivery, deci ai nevoie de partea de livrare, ceea ce înseamnă organizare, ceea ce înseamnă, eu știu, poate partea tehnică a afacerii, dacă e o afacere mai legată de tehnologie, zona operațională, și ai pe partea cealaltă zona de analiză, asimilată în general cu partea financiară, cu calcule, cu proiecții, cu modul cum te finanțezi, cum îți asiguri lichiditățile și așa mai departe, dar nu e doar financiară, ci o zonă mai largă de analiză. Și dacă vorbim de vânzări, livrare și analiză, sunt trei zone esențiale pentru orice business, care nu pot să fie suficient de bine sau la fel de bine îndeplinite sau realizate de o singură persoană. Și iată de ce o echipă este cu atât mai valoroasă cu cât aduce acești oameni cu abilități complementare. Și sunt povești frumoase, de la povestea Microsoft, unde erau nu doar Bill Gates, era și Paul Allen și era și Steve Ballmer, și împreună de cei trei asigurau toate aceste competențe, dar și, dacă vreți, o poveste mai de-a noastră, așa mai autohtonă, Flamingo la înființare, avea trei asociați, eu am fost unul dintre fondatori, dar eram trei colegi și întâmplător eram trei foști colegi de facultate. Deci, pentru că aici apare un alt. Și probabil că aici cei care v-au spus că nu recomandă asocierea, aici s-au lovit de o problemă care ține de, i-aș spune, de valori. Dacă asociații la început de drum nu împărtășesc aceleași valori, lucrurile nu vor funcționa. Și aici n-aș recomanda niciun fel asocieri conjuncturale, adică faptul că nu știu ce cumătru are niște bani și mi se pare mie interesant să profit sau să beneficiez de banii respectivi, dar el de fapt nu are niciun fel de valori care se semene cu ale mele. Deci împărtășirea unor valori comune este esențială atât pentru membrii echipei de start ai unui antreprenoriat, că or fi 2, că or fi 3 sau câți sunt, dar și pentru echipa în sens larg, adică angajații acelei companii trebuie să împărtășească și ei valori asemănătoare ca lucrurile să meargă în aceeași direcție. Special la asocierile astea în familie nu prea funcționează, din păcate, pentru că familia, e foarte multă emoție în spatele asocierii și apoi... Cu familia, într-adevăr, este o problemă. Eu o descriu și în cartea mea, antreprenoriat, și aloc o zonă substanțială, pentru că am constatat că, într-adevăr, e o problemă foarte serioasă în România, ca pretutindeni, pentru că se întâmplă, și e normal se întâmplă, de fapt, ca multe dintre întreprinderile mici și mijlocii din România să fie fondate pe niște baze familiale. Da. Deci membrii de familie sunt în același timp și asociați și angajați în compania respectivă. Sunt mulți frați în top 100, de exemplu. Sau frați din topurile averilor din România. Deci există asemenea situații. Problema este în momentul în care se amestecă planul personal cu planul de business, trebuie să fii foarte, foarte, foarte atent cum te menții pe acea linie foarte fină, practic e un mers pe sârmă, în care ceilalți angajați, pentru că dacă eu doar afacere de familie și numai membrii familiei lucrează în ea, totul este absolut în regulă și în general am văzut, dar aici vorbim de mici restaurante, de mici pensiuni, afaceri de acest tip, cu precădere din zona de Horeca mic, da, în care cea mai bună combinație este ca familia să lucreze acolo, copiii, nepoții, bunicii, și este minunat. Problema apare în momentul în care sunt câțiva membri din familie, dar sunt și angajați care n-au legătură cu familia și atunci e foarte greu să amalgamezi, să pui împreună și să armonizezi asemenea oameni, unii dintre ei spunând, ok, noi nu suntem din familie, deci vom fi defavorizați. Dacă îi favorizezi pe cei din familie, evident că vei inhiba puternic motivația celorlalți angajați, angajaților normali. Dacă dimpotrivă, că se mai întâmplă așa și așa, am văzut antreprenori care își biciuiesc și își cumva critică și muncesc și mai mult oamenii, membrii familiei decât pe ceilalți angajați, nici așa nu e bine, pentru că atunci pierzi motivația propriei familii, care până la urmă ar trebui să fie și un plus de încredere pentru tine ca și antreprenor, și deci nici așa nu e bine. Ideal ar fi să fie într-o zonă în care la business, deci în orele de program, suntem cu toții angajați, membrii echipei respective, indiferent că suntem din familie sau nu suntem din familie. Dar asta e o chestiune foarte, foarte greu de obținut. E mai curând un ideal. Și din cauza asta am văzut multe, multe probleme în asemenea afaceri. Se combină multe influențe aici în zona aceasta, Carpato-Danubiano-Pontică, avem influența noastră latină, din structura noastră, apoi o zonă orientală, apoi încercăm să mai fim și nemți din când în când și undeva cred că se dau multe lupte în,
eu am constatat, unui antreprenor român. Da, eu am constatat, făcând afaceri și investind în vreo 9 țări așa din Europa, cu precădere în această zonă, Balcanii de Vest, Balcanii de Sud, Moldova, evident, și această zonă, am constatat că problematica antreprenorială e destul de asemănătoare și că, până la urmă, capra vecinului nu e o chestie românească, ci una balcanică mai largă, și că lipsa de promptitudine și de exactitate și de punctualitate, iarăși nu e o chestie românească, e o chestie mai largă în această zonă balcanică. Am fost la Skopje, care e inima Balcanilor, Macedonia, acum o lună la o conferință mare europeană și cu ambasador american și cu, în fine, oameni de înaltă factură acolo, ne uitam cum se întârziase cu o oră deja și toți știau deja că dacă s-a spus la ora 10, va începe la ora 11, pentru că așa se întâmplă acolo. Deci seamănă destul de mult, nu e o chestiune doar românească și aș spune că din acest punct de vedere, evident, cu diverse variațiuni, pentru că avem zona asta mai de dincoace de Carpați, să spunem, mai în sud, și avem zona de dincolo de Carpați, care e un pic mai atașată de niște valori centrale europene, culturale vorbesc, dar cu mici variațiuni România se încadrează în această matrice balcanică din perspectiva afacerilor și trebuie să nu să ne lamentăm, ci să înțelegem exact care este această matrice și cum o folosim, cum o eficientizăm cât mai mult. Resemnarea mioritică nu i-a folosit nici măcar ciobanului, care până la urmă săracul tot a murit. Ați zis de spiritul acesta antreprenorial. Dacă am încercat să facem un clasament mondial al popoarelor, să zicem, națiunilor cu spirit antreprenorial, unde ați vedea România în acest clasament și cine ar fi în top 3, să zicem, în clasamentul acesta, în ideea în care facem așa o scurtă analiză? Da, culmea că s-au făcut asemenea studii și România a ieșit destul de prost, da, în ceea ce privește spiritul antreprenorial, dar eu cred că în realitate vorbim despre o problemă și de normare. Adică e destul de incorrect să compari România cu, să spunem, Marea Britanie, Statele Unite sau chiar Japonia. După 50 de ani în care statul ți-a spus ce ai de făcut, e greu să te apuci. Exact. La noi, totuși, tot ce înseamnă antreprenoriat a pornit după 1990 și chiar și după 1990 știm foarte bine că a pornit un pic târși, grăpiș, strâmb, șchiop. Pentru că la începutul anilor 90, ce antreprenoriat aveam în România? Caritas, Dacia Felix, adică sunt toate poveștile acelea, modelul, mai curând de modele piramidale decât de antreprenoriate reale. Culmenți? Sau genul acesta de negoți cu Turcia și cu Orientul Mijlociu. Rezultate foarte rapide, ceea ce a produs multe schimbări în mintea omului de afaceri român care vrea rezultate mâine dimineață, dacă nu cumva în seara aceasta. E adevărat. Și de asta spun că a pornit un pic ciudat. Lucrurile s-au așezat pe un făgaș normal în ultimii ani și e clar că se dezvoltă și realitatea antreprenorială românească, dar se dezvoltă în continuare destul de mult și spiritul antreprenorial. Dar suntem totuși doar la 20 ceva de ani de la Revoluție, după o perioadă de 50 de ani de comunism și dictatură, în care, din păcate, România a fost probabil țara din lume, eu știu, poate alături de Cuba, să zicem, dar chiar și acolo aș avea niște remarci de făcut. Chiar am fost de curând în Cuba și comunism sau nu comunism, inclusiv pe vremea Fidel Castro, cât de cât zona aceasta de care ține de relațiile cu turiștii, de lucruri mărunte făcute în zona de relație cu turiștii, manifestau un anumit tip de acceptare a unei activități minime antreprenoriale, pe când în România totul a fost distrus. Deci orice, nu mai aveai voie nici să repari niște pantofi și să încasezi niște bani de la, adică nici măcar la nivelul acesta de activitate, freelance, de cooperativă, exact, totul a fost colectivizat, totul a fost cooperativizat și totul a fost distrus din perspectiva spirituală antreprenorială. Prin comparație, dacă ne uităm, Ungaria, Polonia, Cehia, Cehoslovacia la momentul respectiv, au avut în toată această perioadă, pe de o parte, unele dintre ele nici nu au avut colectivizare, dacă vorbim de antreprenorul rural, că și asta e un antreprenor foarte important pentru o țară și iată, în Polonia funcționat cu succes, iar în zona urbană, țin minte că
erau în anii 80 și în Budapesta și în Praga și peste tot, erau și acele mici activități private care erau admise de guvernele, statele comuniste din perioada respectivă, din Polonia, Cehoslovacia și Ungaria. Să nu mai vorbim de fosta Iugoslavie, care era un model de antreprenoriat comunist, să-i spunem, pentru că acolo chiar exista activitatea antreprenorială, existau întreprinderi private într-un sistem considerat și el comunist. Deci, din acest punct de vedere, România chiar a fost vitregită față de toate statele din jur. Am și acceptat, poate, un pic mai mult decât alții. Sau, posibil, asta e o chestiune... A fost atât de diabolic și atât de bine pus la punct, încât a reușit cu mai mult succes în România. Dar, în același timp, când tu vorbeam de atitudinea aceea mioritică... Da. Nu știu dacă neapărat diabolic, poate pur și simplu prostesc. A existat această idee că totul trebuie centralizat, totul trebuie ținut și comandat și frânele să fie centralizate cumva. Și asta a dus, să zicem, la concluzii ridicole de genul să nu-i mai lăsăm pe oameni să mai facă absolut nimic. Că e periculos. Am început acum 20 de ani, dacă ne uităm la, din nou, Marea Britanie probabil că e cel mai bun exemplu, că până la urmă Marea Britanie este leagănul antreprenorului modern. Antreprenorul modern începe odată cu Revoluția Industrială, Revoluția Industrială începe în Anglia. Deci dacă ne uităm la ce se întâmplă în dezvoltarea antreprenorului global, e suficient să ne uităm la ce s-a întâmplat în Marea Britanie în ultimii 250 de ani. Și cam toate invențiile care au dus la dezvoltarea economică mondială au început acolo. Întotdeauna cu aburi, calea ferată și așa mai departe. După care, francezii vă spun altceva, dar mă rog, e problema lor. După care, francezii au avut un rol foarte important, dar mai curând un rol de descriptor sau de caligraf ai antreprenorilor, exact. Pentru că, așa, într-adevăr, prin Richard Cantillon, prin alți gânditori teoretici proveniți din Franța, s-a vorbit în secolul 17, secolul 18, de fapt, destul de mult despre ce înseamnă antreprenor. Iar simțile voie să fie cărți, să pună... Antreprenor, de fapt, este un cuvânt francezesc, deci, până la urmă, sunt, dacă nu leagă în antreprenor, sunt nașii, să spunem, cuvântului antreprenoriat. Din prandră, după care lucrurile se întâmplă și se mută cumva în Statele Unite, că dacă ne uităm la noua generație și antreprenorială și de acele cicluri Kondratiev, de fapt, de dezvoltare economică, Edison, să spunem, care dă startul pe zona electricității, după care vorbim de industria automobilelor, de Ford, vorbim de informatică și IT, vorbim de Microsoft și toate celelalte, acolo lucrurile se întâmplă în Statele Unite. Deci undeva în zona respectivă putem să facem o analiză destul de interesantă despre ce înseamnă spiritul antreprenorial. Dar iarăși acest spirit antreprenorial s-a manifestat acolo pe intervale de 200 și ceva de ani. Vorbesc de acest spirit antreprenorial modern, care înseamnă că din tată în fiu, dar în același timp și în mediul social și în școală, oamenii au fost... nu obligați să facă antreprenat, ci învățați că există și această opțiune, și această că poți să mergi pe această direcție, pe când la noi acest lucru nu s-a întâmplat. Și atunci e o diferență foarte mare. Și din acest punct de vedere, ca să concluzionez, n-aș face niciun fel de comparație, pentru că ar fi o comparație greșită. Eu cred că spiritul antreprenorial, ca și antreprenoriatul sau capabilitățile antreprenoriale în sine, nu există în mod nativ, să spunem, ele se educă. Deci ca multe alte lucruri și studiile sociologice au arătat destul de clar acest lucru. S-au făcut studii simple de genul grupe de oameni care au fost studiate pe un interval de timp. Unele dintre ele au fost expuse unor lecții, cursuri de antreprenori, li s-a explicat ce înseamnă antreprenoriatul, care sunt beneficiile, care sunt riscurile, care sunt posibilitățile, oportunitățile și așa mai departe, iar alții nu. Ei bine, pornind pe același material genetic și pe aceeași, cum să zic, bază de cunoștințe, de pregătire și așa mai departe, cei cărora li s-a vorbit despre antreprenoriat, logic, au avut cu 30% mai mult, studiile au arătat, au avut cu 30% mai mult prevalență către zona antreprenorială decât ceilalți. Și asta ne spune destul de clar că, până la urmă, atât timp când nu le vorbești oamenilor și nu le spui și nu înțeleg despre ce e vorba, e foarte greu să aștepți de la ei să vină ei cu... Adică, pe undeva, acest lucru se educă, trebuie educat. Pentru ca becul să lumineze, că tot aveți coperta cu un bec, trebuie să fie undeva un curent electric care să fie tras până la becul respectiv. Exact. Infrastructura respectivă. Însă... Considerați că sistemul educațional din România poartă o vină pentru, când ziceați, de acele informații pe care societățile, gen
cea din Statele Unite, cea din Anglia, le oferă tinerilor pentru a arăta că este și o altă cale. Cum se zice pe la țară, li se deschide mintea, așa se zice pe la țară. Sistemul educațional din România poartă o vină pentru această stare incipientă a spiritului antreprenorial în România? Eu vă spun, înainte să vă las să dați răspunsul, vă dau un exemplu tragic din punctul meu de vedere. În compania pentru care lucrez, recrutăm oameni. Recrutăm oameni atât cu abilități de marketing și zona comercială, cât și oameni cu abilități editoriale, zona de creație. Și sunt dezamăgit de modul în care un absolvent de facultate cu profil economic, după 4 ani, nu este în stare să facă o factură. Și asta pe mine mă îngrozește. Cum adică ai făcut 4 ani de facultate cu profesori renumiți, nu le contest absolut deloc meritele și la final ești contabil și nu știi să faci o factură. Sau ești managementul afacerii ceva, și nu știi să faci o factură. Păi, din punctul meu de vedere, factura este practic stă la baza oricărei relații de la fel. În zona editorială, absolvenți de litere cu nota 10, care pică un test de limba română foarte, foarte simplu, care are câteva chichițe, ca să le zic așa. Nu sunt în stare să facă acest test. Practic, nu știu, pregătirea lor pentru tot ceea ce înseamnă viața reală de după facultate este slabă, ca să nu zic așa. Da, aici este o problemă foarte importantă a școlii, a școlii românești în particular. Știu că aveți niște proiecte în această zonă, da, da, de care se vorbește foarte, foarte frumos în acest tocmai video. Pentru că anumite lucruri, în realitate, nu pot să fie cu adevărat învățate 100% în școală și este nevoie... La o factură se poate învăța. Da. La un seminar, cred că într-un seminar, da, de două ore înveți factură. Nu, aici aș avea o soluție mult mai simplă. Dacă vorbim mai ales de studii universitare, cred că ce s-a pierdut la un moment dat, s-a pierdut o legătură foarte necesară între academie sau studiile universitare și zona reală de business, adică ar trebui totuși, cineva propunea chiar obligativitatea voluntariatului, să spunem. Noi în perioada comunistă făceam, și culmea, asta e un lucru bun, făceam întotdeauna în facultate, făceam practică în întreprinderi de profil. Și acolo vedeam totul de la, efectiv, de la factory floor, de la podeaua fabricii și cum se făceau, eu știu, noi eram la electronică și telecomunicații și mergeam la fabrici care făceau piese, circuite integrate, era televizoare fașină, și așa. Era ceva extraordinar și cu adevărat înțelegeam și noi anumite lucruri și chiar de acolo ne-au venit foarte multe idei interesante, inclusiv pentru afacerile noastre ulterioare. Ceva s-a pierdut din acest punct de vedere, atunci lucrurile erau mai simple, că companiile erau de stat, învățământul era de stat, deci lucrurile erau oarecum, erau și destul de... Se dădea o directivă, o circulare, exact. Vin 10 studenți la voi în fabrică. Erau revedere. Și destul de formale, dar cel puțin cine vrea să învețe, chiar putea să învețe niște lucruri interesante. Așa ceva ar trebui cumva reluat și ar trebui reluat destul de rapid. Iar problema cu... Pentru că și în Europa Occidentală, să știți că mult din ceea ce se învață nu se învață neapărat în școală, ci se învață în aceste internship-uri, voluntariate, ore de practică, educație vocațională și multe, multe alte lucruri care se întâmplă, de fapt, în fabrică, în birou de contabilitate, pentru că acolo înveți aceste lucruri cu adevărat. Există în laboratorul de cercetare, un mini laborator doar pentru studenți. Pot veni când vor ei, la orice lor din zi și din noapte, ca stau acolo și imaginează ceva. Iar în ceea ce privește învățământul românesc, evident putem să spunem că el este de vină. Din păcate, el... Nu căutăm vinovații. Asta vine totuși dintr-o perioadă în care nu avea cum să asigure, cel puțin zona aceasta de antreprenat, pentru că era împotriva ideologiei, nu comuniste ceaușiste. Iar după 1989, într-adevăr, cred că una dintre probleme este că foarte târziu și foarte încet, nici acum, de fapt, antreprenatul nu există în Strategia Națională de Educație și asta e un lucru foarte rău, pentru că în momentul în care vorbești de o strategie, strategie înseamnă strategie în educație, înseamnă că nu facem, pentru că acum facem niște cursuri de antreprenat prin liceu și prin facultate, cu, eu știu, un liceu e profesor de sport, de educație fizică, care face și educația antreprenorială. Am avut și el un magazin după Revoluție și atunci m-a dovedit că știe să facă un business. Cred că nici măcar acestea nu sunt criteriile. Mare nevoie de 4 ore ca să exact. Criteriile sunt de completarea unei norme didactice. Și asta evident nu este bine, pentru că, mai ales în această zonă, formatorii ar trebui să fie înșiși niște practicieni, niște oameni cu experiență și care să poată să transmită cumva, nu doar informația brută, ci și un anumit tip de inspirație. Pentru că dacă vine cineva și spune, citește dintr-o carte
care nu este adaptată la ce e necesar în România în momentul de față despre antreprenoria și spune niște lucruri și la un moment dat tragi concluzia ca și copil că de fapt mai bine nu faci chestia asta, că e rău. Și trebuie să fie oameni pregătiți, formatorii din această zonă trebuie să fie. Și aici e și o problemă obiectivă, că nu avem de unde să creăm pe termen scurt atâția formatori în acest domeniu, astfel încât ei să asigure ceea ce trebuie asigurat. Sistemele de învățământ occidentale, cel britanic, cel american, au partea asta de antreprenoriat, cum spune englezul, embedded, deci este în, cumva în substanța curiculei școlare încă din primii ani de școală. Și am văzut, de exemplu, în sistemul britanic, deja în clasa a doua, a treia, a patra, se fac proiecte, realmente proiecte antreprenoriale. Și încep cu lucruri, evident, în joacă, cu lucruri mărunte, să facem niște prăjituri, să le vindem la târgu școlii. Să... cetașii care se duc. Și... exact, vând cookies, vând acele bomboane sau prăjiturele. După care încep proiecte un pic mai serioase, un pic mai structurate. Și atunci, deja la nivelul clasei a 5-a, a 6-a, până la terminarea... școlii generale, ai o bază care mai târziu se folosește pentru a structura, plus... după care se lasă de facultate. Managementul finanțelor personale se lasă sau nu se lasă? Asta e o discuție iarăși, o discuție foarte interesantă și captivantă. Bill Gates sau foarte... Cardell? Ce e interesant de văzut este că, într-adevăr, toată generația aceea fabuloasă a antreprenorilor de succes, multimiliardari care au început în anii 70-80, Gates, Dell, și limba română, da. Larry Ellison, exact, da. Și mulți, Steve Jobs, da, însuși. Da, foarte, foarte mulți care sunt college dropouts sau university dropouts. Dacă ne uităm însă la generația anului 90-2000, iată, Google, deci Larry și Sergey studii post-universitare. Și au școală Montessori în spate, da, adică o formare. Adică de... dacă ne uităm și Yahoo și Amazon și pot să dau foarte multe nume din această nouă generație de business-uri care tot așa au ajuns la nivel de câteva zeci de miliarde sau sute de miliarde de capitalizare bursieră și, bineînțeles, antreprenorii din spatele lor sunt și ei înșiși miliardari, dar în același timp antreprenori de mare succes, separat de partea financiară și care au ajuns acolo pentru că au studiat și au studiat nu doar un BA, ci au mers mai departe la un master, la niște studii aprofundate pe computer science sau pe altceva. Și interesant de văzut, așa cum ni s-a întâmplat de fapt și nouă în prima afacere, cum mi s-a întâmplat și mie, interesant de văzut că multe dintre aceste proiecte fabuloase au apărut chiar în combinația aceasta de mediu universitar cu... și lucrul ăsta e valabil de fapt și pentru cei care n-au mai terminat până la urmă studiile. Deci până la urmă, dacă stai să te gândești, mediul universitar este sau ar trebui să fie și în România ar trebui să fie cu siguranță un catalizator, un fel de creuzet pentru a face să aducă la lumină și să scoată în față asemenea proiecte valoroase, indiferent că vorbim de IT, că vorbim de proiecte din zona de life science, de biotehnologie, de orice altceva, cred că cel mai bun loc, cel mai bun punct de pornire este sau ar trebui să fie mediul universitar. Și acest lucru se întâmplă și în Statele Unite și în Marea Britanie. Nu prea se întâmplă în România suficient. Profesorii sunt încurajați chiar să-și facă un business al lor, da? Dacă ne uităm în special în Statele Unite, profesorii sunt încurajați să fie oameni de afaceri, să aibă business. Profesorii mari de computere de la Stanford, de exemplu, au business-ul lor în zona aceasta. Da, acolo este o combinație fericită pe care noi nu avem cum să o atingem, dar putem să ne uităm la... Nu ar fi conflict de interese. Nu, culmea că nu ar fi neapărat conflict de interese și eu am avut... Așa mi-a spus cineva de la o facultate, da? Zice, nu, la noi nu avem voie că e conflict de interese. Nu știu, eu am avut, chiar în facultatea de electronică, am avut profesori care, mai apoi, fiind profesori, au avut companii de IT, chiar eram la un moment dat parteneri și concurenți, să zic așa, pe piața de IT și m-am bucurat să văd că se întâmplă asemenea lucruri pentru că acei profesori pot să fie într-adevăr un fel de mentori reali pentru generația mai tânără de studenți care pot să se uite la acei profesori și să spună, da, nume, uite, putem să colaborăm cu ei, putem să obținem informații de la ei, putem să facem un parteneriat inclusiv la nivelul de equity partnership, deci să-i luăm ca și partener de capital. Și aceste lucruri, într-adevăr, se întâmplă în, că vorbeam de Stanford, vorbeam de, sau putem să vorbim de MIT și de alte asemenea universități din Statele Unite, și cu asta de est și cu asta de vest. Acolo, într-adevăr, este un ecosistem pe care noi nu prea putem să le replicăm în momentul de față, pentru că într-un asemenea ecosistem îți trebuie, într-adevăr, și academia, zona aceea în care se creează și în care sunt și tinerii, sunt și factor, îți trebuie profesorii care să fie profesorii potrivi.
oferiți, dar îți trebuie și acel input din businessul real, pentru că acolo se învârt în Consiliul de Administrație, inclusiv la Stanford și în institutele de cercetare de acolo, se învârt oameni de afaceri foarte puternici care sunt în același timp reprezentanți și în Consiliul de Administrație la Apple, la Microsoft și în altă parte. Pe lângă ei vin și acei business angels, că vorbeați asistă, la început despre... La seminari, și care încearcă să oameni. Se identifice din timp potențiale proiecte de succes și participă cu acele finanțări inițiale, seed. Ei sunt cei care, până la urmă, pun prima 100.000 de euro sau primele câteva 100.000 de euro, așa cum s-a întâmplat în cazul Google și în multe alte cazuri. Și acest ecosistem funcționează tocmai pentru că are toate aceste componente. La noi anumite componente sunt lipsă sau sunt subdezvoltate, nu sunt încă suficient dezvoltate. În niciun caz nu ca pot. În Silicon Valley. Adică, până la urmă, pentru că nu trebuie să ne facem niște speranțe de șarte. Silicon Valley nu poate să fie replicat nici măcar de orașele mari europene. Adică nu poate să fie replicat în Rusia. E discutabil. Eu cred că nu poate fi replicat nicăieri, de fapt. Dar să ne uităm totuși, nici prea Londra nu atinge performanța respectivă, să nu mai vedem Paris, Berlin, care sunt totuși centre uriașe, atât ca populație, cât și ca forță economică, partea universitară, să spunem tot așa, universități uriașe și în Paris, și în Berlin, și în Londra, și în alte orașe mari din Europa, și totuși nu reușesc să atingă. Cu atât mai puțin am putea noi să atingem fie și, nu știu, într-o 100 de ani. Însă ce putem să facem este să învățăm din experiența respectivă și să vedem ce anume poate fi replicat aici. Noi încercăm cu proiecte mai mici. Eu știu, poate un proiect de a pune împreună niște îngeri investitori, poate un proiect de a face un pic de educație pentru un anumit segment țintă din facultăți, din universități sau tineri antreprenori care au terminat facultatea sau care nu mai sunt în facultate. Și să încercăm să punem cumva piesele acestui puzzle împreună în măsura în care se poate face acest lucru aici în România. Mai am două întrebări la care o să vă rog să dați răspunsuri scurte. Asta ca să nu vă las să le elaborați prea mult, pentru că o să trecem în paranteză și sunt foarte, foarte frumoase. Care a fost cea mai urâtă experiență din activitatea de om de afaceri în ultimii... Ați început acum 15-17 ani, prin 20 de ani deja sunt. Aproape 20 de ani sunt, da. Știți că am un bun prieten care a fost printre primii 10 angajați la Flamingo și care vorbește și acum frumos despre perioada aceea. Vedeți că a fost o familie foarte unită acolo. A fost, într-adevăr. Dacă stau să mă gândesc la... Și-a făcut o mică afacere, a supraviețuit, a învățat ceva de la dumneavoastră. Cred că și asta este... Dar n-a lucrat cu cine trebuia, că firma respectivă erau niște magazine, au dat faliment și el trăgea cablul pe acolo. Am înțeles. Până la urmă, rolul antreprenoriatului și rolul afacerilor este să cumva să multiplice, să genereze și mă bucur să văd că multe dintre companiile pe care le-am creat și le-am dezvoltat au generat ulterior, atât în plan personal cât și în plan de business, tot felul de succese și rețete de succes. Fie că oamenii respectivi au mers mai departe ca și manageri în companii mari, multinaționale, fie că și-au făcut propriile lor afaceri de consultanță, fie că au deschis efectiv afaceri antreprenoriale pornite, să zicem, din experiența pe care au avut-o acolo. Și asta e un efect de multiplicare care, într-adevăr, e foarte important și ar trebui să ne preocupe destul de mult, pentru că numai așa se pot obține niște rezultate exponențiale, multiplicând pe o asemenea bază încă destul de mică. Dacă vorbim de lucruri frumoase, sunt foarte multe lucruri frumoase la care mă pot gândi. Dacă vorbim de lucruri urâte... Aș vrea să vorbim și despre un... Nu știu, o întrebare... frumoasă, dar nu știu exact să pun degetul pe ceva urât. Chiar n-am avut vreo dezamăgire cruntă, ceva, un parteneriat, un client, un furnizor, o lege dată greșit, un politician, deși nu cred că asta nu e cazul. N-am fost niciodată implicat și nu vreau să fiu implicat în politică și din acest punct de vedere, chiar dacă acolo au fost numeroase dezamăgiri, ele au fost cumva la distanță, așa, nu doar la modul, eu știu, de constatare ca și fenomen politic. Altfel n-am fost nefiind implicat, nu ar fi putut să fie niște momente atât de urâte încât să-mi rămână în memorie.
Ați sponsorizat vreo echipă de fotbal care nu s-a calificat în vreo finală? Trebuie să fie ceva urât. Am fugit vreun jucător am Barcelona. Sponsorizat, sunt craiovean și am sponsorizat cu una dintre firme Universitatea Craiova și am făcut-o cu mare bucurie, după care, într-adevăr, asta poate să fie clasificat ca unul de cele mai urâte momente, momentul în care Universitatea Craiova a fost dezafiliată. Înțeleg că acum se reafiliază și că vom avea din nou o echipă Universitatea. Să vedem dacă o să mai fie ca și Craiova Maxima. Era Silicon Valley, e mai greu. Exact, e complicat. Nu, e, din păcate, nu, chiar nu pot să pun degetul pe, pe ceva foarte urât, pentru că n-am avut nici, din păcate, nu pot să vorbesc nici de falimente, nici de eșecuri majore în business. Acestea ar fi... Din fericire, nu din păcate. Din fericire, pe de altă parte, trebuie să înțelegem, și asta e o chestiune care e foarte importantă pentru România în momentul de față. Trebuie să înțelegem că și eșecul este parte din activitatea de business și din activitatea umană în general. Deci nu totul este... Noi am fost probabil, iarăși o moștenire comunistă destul de urâtă, competitivitatea asta excesivă, trebuie să câștigi, dacă n-ai câștigat... Și niciodată nu pierdeam, dar niciodată nu pierdeam, permanent. Făceam 30 de tonă la hectar, anul ăsta, la anul făceam 35. Exact, fie prin steroizi, fie prin minciună, fie prin alterarea cifrelor. Românul e un campion mondial în sufletul lui. Și trebuie să înțelegem că și eșecul este parte din viață și din business și că până la urmă, și asta e o chestiune iarăși demonstrată psihologic, neuropsihologic, că eșecul te învață mai multe lucruri decât succesul. Și poate de asta am zis din păcate, pentru că în măsura în care nu ai și această parte semnificativă de greșeli, de failures, cum zice englezul. Eșecuri sună mai urât în română așa. Failure e ok. Acestea te pot învăța și pot să te ajute mai mult decât... Un succes poate să fie conjunctural și s-ar putea să nu înțelegi mare lucru din el. S-ar putea să te facă leneș. S-ar putea să, exact, să te culci pe ureche, cum se spune în românește, și în plus s-ar putea să-ți dea impresia, am văzut-o, pe asta am văzut-o la foarte mulți antreprenori români și tot așa, o problemă culturală cu care trebuie să ne luptăm, că dacă au făcut o singură chestie care a ieșit cât de cât, nu le mai ajunge nimeni la nas și ei se pricep la absolut orice și după aia încearcă, diversifică prea mult, se duc în tot felul de alte zone pe care nu le cunosc, eșuează lamentabil, deci problema este că după un succes conjunctural poate să vină o serie de eșecuri urâte de tot. Dacă ai reușit, și asta într-adevăr e o chestie, dacă ai reușit să faci, să construiești un succes, al doilea, al treilea, asta de fapt înseamnă antreprenorat în serie. Eu mă gândesc la antreprenori în serie, mai sunt unii care spun că sunt antreprenori în serie pentru că au avut numeroase eșecuri succesive. Eu spun că antreprenorii în serie sunt antreprenori în serie de succes dacă au avut un set, o secvență susținută de succese, nu de eșecuri. Și aici demonstrez cu adevărat, iată, cel mai mare antreprenor al planetei, plecat de curând dintre noi, Steve Jobs, nu este cel mai mare antreprenor pentru că a făcut Apple și pentru că a avut succes cu Apple, ci pentru că a făcut printre picături și a făcut și Pixar și a făcut și multe alte. Adică el a demonstrat... Tocmai fusese dat afară. Exact. El a demonstrat că poate să facă... Adică n-a fost doar o chestie, pentru că, repet, dacă ești un antreprenor care stă toată viața într-o companie și acea companie din diverse motive, poate un windfall, cum zice englezul, deci o conjunctură fericită de piață, poate alte lucruri, are succes, nu înseamnă neapărat că tu ești un antreprenor de succes. Dacă reușești să demonstrezi asta în mai multe zone, în mai multe arii de business și mai multe momente și eventual cu mai multe companii, atunci deja, da, jos pălăria, e cu totul altceva. Ultima întrebare. Aveți un buget de 1 milion de euro și aveți 3 domenii în care să investiți. În care ați investit primul? Domeniile sunt agricultură, producție și turism. În care ați investit mâine dimineață 1 milion de euro? Nu spuneți deja în ce ați investit. Sunteți un potențial antreprenor pe piața de România. Da, înțeleg. La un asemenea... Agricultură, producție, turism. La un asemenea nivel de 1 milion de euro, pentru că depinde destul de mult și de nivel. Cumpără în Grecia cu banii ăștia. La 1 milion de euro n-aș investi niciun fel în turism în prima instanță, deci dintre cele 3 opțiuni, pentru că 1 milion de euro ca și investiție turistică e destul de mică și, pe de altă parte, în general, cel puțin turismul, dacă vorbim de turismul de la noi,
E o chestiune care ține de infrastructură, de, adică nu poți să faci un singur hotel frumos și să aștepți să se întâmple lucrurile. E o chestiune care ține de... Din potrivă, aici, să spunem, agricultura ar fi cea mai potrivită, pentru că, până la urmă, dacă îți plantezi și îți îngrijești corect hectarul tău sau zecile tale de hectare de pământ, poți să realizezi producții care să fie dacă plouă. Dacă plouă, da. Cu irigațiile mai greu. Da, e adevărat. Deci din acest punct de vedere, poate și pentru faptul că n-am avut experiențe nici în agricultură, nici în turism până acum, aș investi în producție, pentru că aici cel puțin știi că poți să faci un plan clar, să te uiți, să analizezi și care sunt produce. Sunt multe zone de oportunitate. Cred că aș încerca să produc ceva ce are un impact logistic foarte puternic, astfel încât să pot să mă dezvolt local și regional, fără să-mi fie teamă că, eu știu, China sau piețe îndepărtate ar putea să... Cu alte cuvinte, ceva la care transportul sau alte componente ale logisticii ar avea un impact atât de mare încât nu merită să produci la distanțe foarte mari. Și sunt, nu vreau să dau nume, dar sunt suficiente asemenea produse. Printre altele, eu am investit într-o asemenea afacere chiar în 2007-2008 și am realizat un exit foarte bun din acea afacere către cel mai mare jucător strategic din Polonia, din acel profil de business. Era vorba de țiglă metalică, iată, ca și un posibil exemplu. Da. Nu neapărat că asta aș face mâine, dar e un asemenea exemplu de produs la care impactul logistic e foarte mare și atunci poți să ai un anumit tip de valoare locală în producția respectivă sau regională și atunci poți să te dezvolți fără să te uiți neapărat sau fără să-ți fie teamă foarte mult de ce se întâmplă în China sau ce se întâmplă în alte piețe BRIC, să spunem. Mulțumesc frumos! Mulțumesc și eu! A fost Marius Ghenea, antreprenor în serie și business angel. Am aflat de la el că dacă ar avea 1 milion de euro, ar investi în producție mâine dimineața. Am mai aflat de asemenea că e bine să încercăm să ne asociem, dar să o facem cu oameni care împărtășesc același obiectiv ca și noi. Și am mai aflat că se vor schimba multe lucruri în România, dar că trebuie să facem cu toții acești lucruri, să încercăm să punem umărul, în special la zona de formare, la zona de educație. Aici lucrurile au început să se miște, cel puțin în ultimii 5-6 ani au apărut foarte, foarte multe conferințe, foarte multe seminarii, lucruri care... Sincer să fiu, pe vremea când eu eram în facultate, nu existau, în afară de acele seminarii unde mai venea din când în când câte un profesor sau câte un om de afaceri prieten cu profesorul, seminariile de genul Business Day sau Leadership B sau lucruri de acest gen nu existau. Mulțumesc frumos încă o dată, nu uitați să rămâneți pe manager.ro și pe idei de afaceri.ro pentru informații din zona aceasta antreprenorială.